Consilierii locali Băimăreni au aprobat în ședința ordinară de ieri proiectul de hotărâre care viza prelungirea perioadei de tragere dintr-un credit până în 31 decembrie 2017 și utilizarea acestuia pentru lucrările de restaurare și reabilitare a coloniei pictorilor. Este vorba despre creditul CEC contractat în anul 2013 cu termen de finalitate 2016. Ne-a rămas o sumă de 4.203.775 de lei. Din acest credit avem acceptul Comisiei Speciale din Ministerul Finanțelor pentru a utiliza această sumă și pentru anul 2017. Am conchis că această sumă să o utilizăm pentru obiectivul Colonia Pictorilor, care este, mă rog, obiectivul care presupune cel mai mare efort financiar din partea bugetului local. Primarul interimar afirmă că pentru a echilibra bugetul s-a considerat oportun ca suma de credit să fie alocată integral pentru acest obiectiv. În ceea ce privește lucrările, ele au fost încetinite de sezonul rece. S-au montat inclusiv partea geamurile, să lucreze la instalațiile interioare. Erau planificați să lucreze la partea de tencuiele interioare, însă temperaturile extrem de scăzute din această ultimă perioadă au făcut ca să nu fie recomandabil să intervină cu aceste lucrări. Nu vrem numai de dragul de a se lucra să tencuim interior, ca peste 2, 3, 6 luni de zile să cadă tencuiala, să avem probleme de reparații ulterioare. Lucrările la unul dintre obiectivele etalon ale municipiului Baia Mare trebuie încheiate până la începutul toamnei.